Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit cu un nou vlog. Suntem în BMW-ul meu, seria 5, 3 litri, care o știți, care nu o știți, unii dintre voi o știu, unii nu o știu. Dacă urmăriți vlogurile mele, o să vedeți acolo exact despre ce e vorba. Suntem în mașină, am fost și am schimbat roțele, am încălțat mașina cu roți mai buni. Am pus niște roți mai șmechere, mai faini, pentru că alea care le aveam, nu aveam probleme cu ele. Hai să ieșim și noi afară să vă arăt un pic când stă freza, freza mea de 2 lei. Și da, aoleu, afară e cald, fraților, de mori. E cald de mori aici. E căldură mare. După cum observați, ia uitați aici. Vedeți? I-am schimbat roțele să văd dacă sunt noi nouțe. Am schimbat roțele, am băgat niște roți noi. Niște rotani noi pe bolidul meu. Nu știu cum se vede acolo, sper că se vede ok. Sper că se vede ok, fraților. Dacă o să vă placă, să spuneți și voi. Astea sunt niște roți așa pentru, să zicem așa, să trecem cu bine. Ia uitați, aici sunt un pic murdare, o să mergem și o spălăm. Bambau-ul meu, îl știți, mulți îl știu, mulți nu știu. Suntem, filmăm acum cu o cameră, cu GoPro-ul. O să mergem înapoi în mașină, că e mai bine înăuntru. Aoleu, scuturam pic pe soarele. Așa. Bun, ce să vă zic, vouă, decât o să încercăm să filmăm cu GoPro, să vedem cum filmează. Acum filmez cu GoPro în 4K. Da. Și vom vedea, o să mergem un pic la plimbărică. Știu că nu am mai făcut multe vloguri cu ăsta, cum se numește, cu bombou meu. Nici nu mai știu cum să pune ăsta, camera asta, stați un pic să-mi dau ochelare jos. Să punem GoPro-ul. O să fie primul meu vlog cu GoPro-ul poziționat pe cap. Așa. Uitați aici, eu mă uit aici și urmăresc să văd dacă filmează bine GoPro-ul. Da, vedeți? Filmează bine, bine de tot, se vede pe aici șmecheriile mele care le mai am eu pe aici. Așa. Un deodorant din ăsta care se miroase așa mișto. Very, very mișto. Ia să vedem noi camera. Eu dacă o să stau așa, camera mea, dacă e poziționată corect, o să trebuiască să fie un picuț mai sus, un picuț, ceva de genul ăsta, că eu dacă vreau să mă uit în jos, de exemplu eu așa, bun, hai să vă scot să vedeți și voi mai bine, lăsăm camera așa, decalaj de imagine nu prea avem, și da, hai să-mi punem și ochelarii. Cum ziceam, suntem cu BMW-ul meu, cu seria 5, 3 litri, 258 de cai originali. Momentan pot să vă zic că... Hai să băgăm în viteză, așa, bun, și să plecăm ușor. Pot să vă zic că i-am mai făcut un mic euliu, cum se aude pe aici. Am făcut un mic upgrade, un mic mare upgrade. Ia să vedem, e liber aici, e liber, vine un nene cu un bambou. Vine un nene cu un bambou de la decapotabil. I-am făcut un mic upgrade, voi cred că știți unii știu, unii nu știu. I-am schimbat turbina, am băgat o turbină sport, o turbină M și i-am
I-am schimbat și valvura RGR, valvura priză de aer. I-am schimbat-o și am ajuns undeva la 280 de căluți acum, aripi dânsa. Fără soft, fără nimica, decât numai cu turbina, pentru că i-am băgat o turbină mai șmecheră, mai așa. Și din cauza la valvulă, i-am mărit puterea. Nu pot să-i dau aici pentru că suntem în localitate și nu pot să-i dau în gușă ca să auziți. O să-i dăm noi în gușă, o să vedem pe viitor, poate o să fac un vlog cu ea, dar bineînțeles în regulile normale, adică o să mergem cu dânsa regulamentat. După cum bine știți, eu nu sunt o persoană care să facă drifturi cu ea. La iarnă, poate, vom vedea, poate la iarnă o să-i dăm un pic în gușă și o să facem niște din astea, cum se numește, niște drifturi cu ea prin zăpadă. Dar pe șosea, uite, eu am schimbat roțele și chiar nu am făcut. Bine că am călcat-o eu un pic mai tare prin curbii alea, am mers mai tare cu ea. Asta e partea a doua, dar nu mi-am bătut joc de mașină. Nu sunt persoana care să facă burnout-uri și tot restul, drifturi cu ea. Pentru că eu, în primul rând, mașina asta o am de bună, fraților. Stai că nenii ăsta vrea să treacă. Hai nenii aici. Așa, eu mașina asta o am de bună și mie îmi place să țin la mașină. Așa că nu sunt persoana care să facă drifturi cu ea, da? Nu vă gândiți voi că eu o să îmi bat joc de mașina mea, să fac drifturi cu ea, să o rup în două cum fac unii. V-am zis, la iarnă e posibil, deci pe zăpadă, i-am mai dat în gușă, m-am distrat un pic cu ea, dar nu să-mi bat joc de ea. Înțelegeți voi? Și ce să zic, o să încerc să fac pe viitor niște vloguri cu GoPro-ul ăsta, văd că merge bine. Nu știu cum o să vadă imaginea, o să vedem după aia. Nu editez clipul, nu vă gândiți că editez clipul. Nu o să-l editez, deci cum este, așa o să vi-l pun, fraților. O să încercăm să filmăm, nu știu, cât mai mult posibil, cât am acum, am 8 minute. O să mergem un picuț la plimbărică. O să mergem și o să vedeți un pic zonele pe aici, niște zone mișto pe care eu le-am colindat cu drag. Adică sunt zone foarte, foarte șmechere. Noi ne aflăm în Italia, dacă vă întrebați unde sunt eu. Într-o zonă cu dealuri, zic italienii coline, o zonă deluroasă. Suntem lângă Franța, la vreo 70 de kilometri de Franța. Și e o zonă plăcută aici. E o zonă plăcută. Aici sunt stabilit eu, în Italia. Și, da, ce să zic? Mașina o am de 3 ani de zile. Câți kilometri are, se vede acolo în bord, da? Ia uitați, să-i vedeți voi, bine, să văd, bun. Kilometri originali. Mașina merge foarte bine. I-am făcut o revizie generală, i-am schimbat ceea ce m-a interesat. Acum am comandat niște frâni. Nu știu dacă ați observat, o să vă mai arăt poate acușica la încheiere, o să vă arăt. Eu pe față am un pachet M, un pachet modificat, am un pachet M și îmi trebuie niște plăcuți speciale.
de trei. Pe spate sunt originale, dar pe față trebuie modificate. Sunt comandate din Germania, originale. Roțele, eu mi le-am schimbat pentru că alea care le aveam erau duți, erau varză, frate, să nu le iau ăsta cu motorul ăsta lui, ci intră în corb aici. E o zonă mai periculoasă. Eu astea roțele le-am schimbat pentru că erau, cum să vă zic eu, erau arse, erau copte din soare, înțelegeți voi? Și pentru siguranța mea, eu normal nu vreau să le schimb. Vreau să-i mai țin un an și după aia să pun pe cercurile astea o gumă, un cauciuc de iarnă și pe celelalte să pun un cauciuc de vară. Dar am zis pentru siguranța mea să-i schimb acum, să nu mai aștept. Înțelegeți voi? Și din această privință am ales să pun acest tip de cauciucuri, 4 stagioni, cum se numesc aici în Italia, adică toate 4 anotimpuri, în limba noastră, cum se spune în limba română, 4 anotimpuri. Nu o să mergem tare pentru că cauciucurile sunt noi. E, uleu ce asta e, băi, curba asta, mă, belgianul ăla, auleu cu... Aici sunt niște serpentine, aici era mișto cu cauciucurile alea antii. Intram un pic mai tare și scârțiau, știi? Înțelegeți voi? Dar noi o să mergem regulamentar, normal, în viteza de mers, după cum observați acolo, este undeva 50-55, deci nu mergem tare, cu totul că pe aici se merge cu 70 maxim. Noi eu o să merg mai ușor, mai regulamentar. Mai stăm de vorbă, mai vedem și noi dacă filmează bine GoPro-ul ăsta. Asta e un test. Nu o să-l facem prea lung vlogul ăsta. O să-l facem pe viitor. Apropo de viitor, lăsați și voi un mesaj acolo, Trăibar Familia, cu ce vreți voi să vedeți pe viitor. Ce vlog, despre ce subiect să-l abordăm sau... Nu știu, lăsați și voi acolo, cam ce v-ar interesa să aflați. Mai multe. Eu fac și eu așa de plăcere, cum se zice, pasiuni. Sunt pasionat de BMW mai mult. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. BMW-ul îmi place și o să-mi placă la nebunie. Poate pe viitor o să reușesc și eu să-mi iau un model care îmi place mie. Nu vă dau prea multe detalii acum. Tot BMW. Eu sunt cu BMW, frate. BMW și Mustang îmi place mie. Mustang îmi place foarte, foarte mult. Poate o să-mi iau și un Mustang cu timpul, bineînțeles, nu acum. Acum nu am posibilitatea. BMW-ul costă foarte mult întreținerea oriunde ai fi, chiar și în Italia, chiar dacă se câștigă destul de bine. Destul de bine. Să zicem că se câștigă, trăiești traiul, să mănânci mălaiul. Nu se mai câștigă acum în Italia cum se câștiga odată. Nu o să mai câștigă. Bun, hai să oprim și noi aici și o să ne întoarcem imediat, o să ne întoarcem înapoi. Ia să vedem, hai să oprim aici la umbră. La umbra nucului bătrân. Așa, și o să întoarcem frumos aici. Stăm un picuț aici la umbrică. Așa, bun, ne-am poziționat bine. Frâna de mână și apăsăm aici pe buton. Se poziționează în parcare, cum ar veni. Bun. Hai și o merge afară un pic. Aoleu! Așa. Ia, uitați voi. Mașinuța se vede, da? Nu știu cum se vede, stați un pic să-mi iau telefonul. Că eu dacă nu am acces la cameră, nu pot să văd cum se vede. Așa. Bun. Urmăresc cu telefonul ca să văd. Deci, astea sunt, fraților, cauciucurile care le-am pus, 4 stagioni.
Le-am pus pentru siguranța mea. O să le folosesc și la iarnă, un picuț, să vedem cum ține strada. O să le folosim mai mult iarna, cred că o să le folosesc astea după ce o să schimbăm pe Allanti. O să schimbăm guma, o să punem o gumă mai bună. Și da, ce să spunem? Asta sunt eu, asta e mașinuța mea, care o știți, care nu o știți, mulți dintre voi o știu, mulți nu o știu. Dați și voi un like, un follow, un subscribe, un share dacă v-a plăcut vlogul ăsta. Dacă vreți să mai vedeți mai multe vloguri cu mașina sau cu ce vreți voi pe viitor, nu știu, lăsați și voi un mesaj acolo. Și ce să zic, fraților? Intrăm înăuntru că aoleu, e cald tare afară. După conservație, ia uitați aici în bord. Se vede, da? 31 de grade, fraților. 31 de grade. Au. Murim de cald. Bun. Ăsta sunt eu. V-am salutat, Mr. Faderino. Like, follow, subscribe și ne vedem la următorul vlog, care o să fie cât de curând posibil. Vom vedea. Până data viitoare, pace și drumuri bune la toată lumea. Sănătate!